Astăzi vreau să te anunț că am început un portofoliu de la zero pe bursa locală. De ce am început acest portofoliu? Care este scopul lui? Care sunt companiile care vor face parte din acest portofoliu? Și pe ce perioadă o să fac aceste investiții? Te salut! Cristian Târboiu, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi vreau să îți arăt cum am pornit un portofoliu de la zero pe bursa noastră locală cu o sumă de bani nu foarte ridicată. Care este agenda pentru ziua de astăzi? Păi, în primul rând, trebuie să îți spun cum am ajuns să iau această decizie. Ce m-a determinat pe mine să iau decizia să pornesc un nou portofoliu? Și care este scopul acestui portofoliu? Pentru că eu mai am deja alte portofolii investiționale. Cu asta, ce mai fac? Pe ce perioadă voi face această investiție? Care este scopul final al banilor pe care îi investesc în acest portofoliu? Și ce companie am ales? Care sunt criteriile care m-au determinat să Selectez această, aceste companii pe care le-am pus în portofoliul meu. E bine, haideți să pornim de la început, și anume, cum am ajuns să iau decizia să pornesc un nou portofoliu de la zero. Păi, în ultima perioadă, în ultimele luni, am început să fumez în mod activ. Eu știu că nu este cel mai sănătos obicei, știu în mod conștient treaba asta, știu și emoțional, dar chiar și așa am ales să fac lucrul acesta. Asta înseamnă că, lunar, cheltuiesc între 700 și 800 de lei. Pe țigări, pe un obicei care nu este foarte sănătos. În momentul în care am început să aplic acest obicei, am primit și foarte multe apostrofări din partea tuturor oamenilor care mă cunosc. Da, Deci nu există persoană, chiar și aseară m-am întâlnit cu un prieten și -i povesteam că toată lumea îmi dă hate în momentul în care mă vede că fumez și el mi-a spus direct, păi o să primești și din partea mea. Mare atenție, eu nu spun că aceste apostrofări sau hate nu este fondat. Este total fondat să primesc aceste apostrofări, pentru că nu este un obicei foarte sănătos. Tocmai din această cauză am decis să renunț la fumat, da? deci să nu mai fac această cheltuială de 700-800 de lei pe lună, și să iau o sumă fixă de 1000 de lei în fiecare lună, să investesc în replicarea indicelui BET. Da? Deci în fiecare lună, câte 1000 de lei, pentru a replica indicele BET. Cum se face replicarea indicelui BET? O să discutăm imediat. Acum, care este scopul acestui portofoliu? Pentru că eu am deja portofolii investiționale dezvoltate, mult mai avansate decât replicarea indicelui BET. Cu portofoliul acesta, ce vreau să fac? Pe păi scopul acestui portofoliu este să-l dezvolt pentru pensionarea părinților mei. Părinții mei au lucrat toată viața și vor primi o pensie. Pensia pe care o vor primi, nu este foarte ridicată. Și atunci, eu vreau să vin să suplimentez pensia pe care ei o vor primi cu banii din acest portofoliu. Deci scopul acestui portofoliu nu este să-i scoată pe părinții mei la pensie. Deci nu ăsta este scopul. Scopul este să vin eu cu o parte din bani și să le cresc lor pensia. Deci ăsta este scopul final. Asta înseamnă că... Nivelul meu de implicare activ în fiecare lună în acest portofoliu nu vreau să fie foarte ridicat. Cam cât timp îți ia pe lună să faci o replicare de indice BET? 5 minute, 10 dacă sunt indulgent, undeva pe acolo. Adică nu vreau să fiu foarte implicat. Rezultatele acestui portofoliu nu mă interesează mâine. Da? Scopul este să fiu cât mai puțin implicat, să am un nivel de implicare emoțională foarte scăzut, și rezultatele să le obțin pe o perioadă destul de lungă de timp. Da? Deci nu vreau de mâine să fiu profitabil pentru că nu mâine vreau să scot acești bani. Acum, pe ce perioadă voi face această replicare a indicelui BET? Păi, e bine, replicarea aceasta o voi face pe o perioadă de minim, minim 10 ani. De ce minim 10 ani? Pentru că vreau să dezvolt un portofoliu pe termen lung. Și în momentul în care dezvolți un portofoliu pe termen lung, ei în calcul o perioadă minimă de 10 ani sub 10 ani nu mai este portofoliu pe termen lung. Se cheamă altfel. Și atunci, haideți să facem o prognoză. E bine, dacă facem o prognoză, eu am un tabel unde fac prognozele cu toți cursanții mei și aici sunt câteva lucruri interesante. Ce am pus în acest tabel? Păi, suma inițială investită este de 3000 de lei, adică brokerul cu care eu lucrez îți impune o sumă minimă de intrare de 3000 de lei. În fiecare lună am spus că voi veni și voi aloca câte 1000 de lei. Da? Deci în fiecare lună vin și depun 1000 de lei. Ce randamente mă aștept să obțin acest portofoliu? Păi, indicele BET, de când a fost creat și până în prezent, are un profit mediu anual cam de 18%. În momentul în care alegi să faci o replicare a indicelui BET, așteptarea este să obții mai mult de 18% în medie. Asta nu înseamnă că în fiecare an 18%, sub nicio formă, dar în medie cam pe acolo, pe la 18%. Și atunci am folosit și eu această creștere de 18% de la un an la altul. E bine, folosind aceste date, și anume suma inițială de 3000 de lei, o creștere de 18% pe an și o realimentare de 1000 de lei în fiecare lună, după un an de zile aș avea un portofoliu de 15.000 de lei. Adică, valoarea acestui portofoliu după primul an nu este foarte ridicată. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în anul 2. Păi, în anul 2 fac aceleași lucruri, adică aș vrea să obțin 18% cu realimentare lunară de 1000 de lei. La sfârșitul anului 2, aș avea un portofoliu de 31.000 de lei. În anul 3, aș avea un portofoliu de 50.000 de lei. În anul 10, aș avea un portofoliu de 343.000. Dacă se păstrează toate informațiile pe care le-am pus în acest tabel. Asta înseamnă că după 10 ani un un portofoliu de acest gen ar obține în medie pe lună undeva la 5000 de lei. 5000 de lei înseamnă aproape 1000 de euro. Asta înseamnă că din anul 11, adică din anul următor, eu pot să vin să retrag în fiecare lună 5000 de lei. Și portofoliul să rămână cam la aceeași valoare, da? Deci dacă eu vin și retrag câte 5.000 de lei în fiecare lună din acest portofoliu și dau acești bani părinților mei, valoarea portofoliului nu se modifică foarte tare, adică rămâne tot pe la 340.000. Tot cam pe acolo rămâne. De ce? Pentru că portofoliul produce în fiecare lună cam 5.000 de lei. Da? Și scopul este eu să iau acești bani, acești 5.000 de lei, să-i dau părinților mei în fiecare lună, la două luni, la trei luni, când au nevoie, astfel încât să le suplimentez pensie. Da? Deci, scopul acestui portofoliu nu este să mă îmbogățesc eu, nu este să îmbogățească ei, scopul este să le suplimenteze pensie. Cum? Care sunt companiile pe care le-am ales să le pun în acest portofoliu? Păi, dacă ne uităm la indicele BET, în momentul de față are componența aceasta, adică pornim de la Banca Transilvania, pe primul loc și pe ultimul loc este Compet pe care companii le-am ales să le pună în portofoliu. Companiile pe care le-am ales eu sunt în felul următor. Sunt primele patru și anume Banca Transilvania, OMV Petrom, Hidroelectrica și RomGaz. Am ales o companie de la jumătate, One United Properties. De deci ce am ales o companie de la jumătate? Pentru că aș vrea să fiu expus și către imobiliare. Da? Și One United se ocupă cu acest domeniu. Și am mai ales ultimele patru companii. Adică am ales primele patru cele mai mari companii din BET pentru că aceste companii sunt companii mai stabile, sunt companii de la care avem așteptări să aibă creșteri constante, chiar dacă se întâmplă să existe și scăderi, scăderi să fie constante, să nu fie creșteri și scăderi explozive. Asta e așteptarea de la primele companii. De la următoarele companii, de la Union United, de la Sfera, de la Bursa de Valori București și așa mai departe, de la Purcari, așteptarea este ca creșterea să fie mai accelerată, pentru că acestea sunt companii mai mici. De la companiile mai mici avem așteptarea ca în următorii ani creșterea să fie accelerată Să nu înseamnă că se va întâmpla 100% Dar profilul meu la risc îmi permite să investesc și în companii mai mici da? O persoană care are un profil la risc echilibrat spre defensiv Nu ar avea de ce să facă replicarea indicelui BET cu companiile din ultima parte a indicelui Pentru că el are nevoie de do doar de companiile mari din indice Pentru mine nu este valabil Și atunci în cazul în care vrei să vezi cum arată o replicare a indicelui BET, vrei să vezi fișierul pe care eu îl folosesc, cum am distribuit investițiile și ce broker folosesc, pune în zona de comentarii, spune-mi acolo, Cristi, mă interesează să văd fișierul pe care îl tu folosești. Pentru că în momentul în care faci o replicare a indicelui BET, ai nevoie de un fișier care să te ajute. Nu poți să o faci mental, nu funcționează așa. Ai nevoie de un fișier care să te ajute să iei deciziile investiționale corecte pentru proporțiile pe care le-ai ales în momentul în care faci această replicare Atunci, haideți să tragem și niște concluzii Vreau să se înțeleagă încă de la început că eu nu am renunțat la fumat ca să investesc acești bani da? Deci nu am renunțat la un obicei nociv ca să investesc banii Am renunțat la fumat pentru că nu este un obicei benefic pentru mine da? Acesta este motivul care m-a determinat să renunț la fumat Nu ca să economisesc bani da? Și atunci, dacă eu am luat de această decizie bună de a renunța la fumat, am vrut să fie urmărită sau am vrut să fie susținută această decizie bună De încă o decizie bună pe care să o iau, nu neapărat pentru mine, ci pentru părinții mei Și anume, să dezvolt acest portofoliu investițional pentru a ajuta pe părinții mei la pensionare Dar de ce am ales să fac o replicare de bet și nu am ales să cumpăr un ETF sau mai multe ETF-uri? Ce m-a determinat pe mine să fac această replicare? Ei bine, păi sunt două motive și anume, bătaia de cap este aproape de zero. De ce este aproape de zero pentru mine? Pentru că eu am un fișier care să mă ajute să fac această replicare cu zero efort și timpul pe care ar trebui să aloc lunar pentru această replicare este undeva între 5 și 10 minute. Adică timpul pe care eu ar trebui să l implic în această replicare este foarte, foarte redus. Pe lângă asta, eu sunt proprietarul acțiunilor pe care le cumpăr. Dacă cumpăr un ETF, eu nu mai sunt proprietar. Și eu vreau să fiu proprietarul acțiunilor și să decid dacă dețin sau nu dețin anumite acțiuni care sunt în acest indice. În momentul în care faci un portofoliu doar din ETF-uri, tu decizi doar dacă cumperi ETF-ul sau nu. Și atât. Ce este în ETF nu decizi, tu decide fondul care manageriază acest ETF. Și atunci, în momentul în care ai toate datele pe masă, ai cunoștințele și abilitățile, ai banii necesari să faci această investiție, ce ar putea să te oprească să nu te apuci de treabă? Păi ar putea să te oprească tot felul de motive. Și de-a lungul anilor, eu vorbind cu oameni în ședințe 1 la 1, observ că sunt oameni care se potihnesc sau se opresc în momentul în care trebuie să se apuce de treabă. Tocmai din cauza aceasta, întotdeauna eu le spun în felul următor. Fă un pas astăzi pentru că este mult mai valoros decât 100 de motive care te țin pe loc. Care sunt aceste motive? Păi nu mă simt pregătit, nu am timp acum, lasă că mă apuc de la anul, stai să mă mai gândesc și tot felul de astfel de motive. Nu mă lasă soția, nu mă lasă soțul și așa mai departe. Așadar, dacă și ție îți place replicarea indicelui BET sau te interesează să afli mai multe informații, spune-mi în zona de comentarii, astfel încât să vin să îți arăt practic cum fac acest lucru. Și în cazul în care îți place acest video și apreciezi munca pe care am depus-o aici, apasă butonul de like și am în considerare să te abonezi la canal în cazul în care nu ai făcut-o deja, apăsând și clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp este posibil să deții un portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Ce nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.